Urmează două partide care ar putea fi decisive. Atât gazdele de la BC Mureș, cât și cei de la CSM CS Oradea, având nevoie de două victorii pentru a-și adjudeca titlul de campioni ai Ligii Naționale de Basket Masculin. Meciul este foarte așteptat de către fani care au cumpărat în timp record toate biletele. Clubul acum depune diligențe pentru a monta un panou în fața sălii sporturilor, pentru ca cei care nu au reușit să mai găsească bilete să poată totuși urmări meciul de sâmbătă. Cu certitudine vor fi două partide extrem de echilibrate, cum au fost și primele două, una câștigată de CSM CS Oradea cu scorul de 85-79, ca mai apoi mureșenii să-și adjudece victoria cu scorul de 71-77 în cea de-a doua partidă. Pentru acest meci, antrenorul principal, Sas Gașpar Mornăbaș, are la dispoziție tot lotul, chiar și pe pivotul Lazar Laszlo, care a suferit o accidentare la ochi în timpul partidei precedente. Primul meci de pe teren propriu este programat sâmbătă, cu începere de la ora 20 în sala sporturilor din Târgu Mureș, urmând ca partida cu numărul 4 să se dispute lunea viitoare tot de la ora 20.